Bine v-am regăsit, copii, la Biblia repovestită pentru copii, volumul 2, Iosif și evrei în Egipt. Astăzi vom citi povestea Iosif este aruncat într-un puț. Într-o zi, frații lui Iosif și-au dus oile la păscut pe o pajiște de lângă Sichem. Iacov i-a spus lui Iosif: du-te și vezi ce fac frații tăi. Așa că Iosif i-a căutat și și-a găsit frații într-un loc numit Dotain. Când frații săi l-au văzut venind, l-au arătat cu degetul și au început să râdă. Uitați, au strigat ei, vine visătorul. Ce-ar fi să-l aruncăm într-un puț plin cu animale sălbatice și atunci o să vedem ce se întâmplă cu toate visele astea? Ruben era unul dintre frații lui Iosif. A încercat să-l ocrotească pe Iosif. Să nu-l omorâm, a zis el, să-l aruncăm doar într-un puț secat. Fără să știe frații săi, Ruben plănuia să se întoarcă și să-l salveze pe Iosif de îndată ce ceilalți aveau să plece. Imediat ce Iosif s-a apropiat de ei, l-au pus la pământ și i-au rupt haina lungă și colorată. Apoi l-au târât prin deșert și l-au aruncat într-un puț secat atât de adânc cât să nu poată ieși din el. Noapte bună, copii, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte povești și poezii!